Acest congres a desfășurat activitățile în orașul Minsk. Am ascultat raportul de bază prezentat de președintele acestei organizații internaționale, a Uniunii Comuniștilor din țările CSI, de tovarășul Ghenadi Zyuganov. Am ascultat raportul președintele Comisiei de Revizie. Au fost dezbateri pe marginea acest raport. Foarte mult ne-a impresionat pe toți delegații congresului discursul tovarășului Simonianco Petru din Ucraina, care a vorbit despre evenimentele din Ucraina și cum s-au desfășurat alegerile în această țară. Au fost mai mulți vorbitori, inclusiv și din partea noastră eu am vorbit. Da, acești delegați la acest congres au fost aleși de către plenara Comitetului Central al Partidului nostru încă pe 7 iunie. Au fost adoptate declarații referitoare la situația din Ucraina și s-a primit rezoluția de bază finală a congresului și la ultima etapă s-au ales organele de conducere de mai departe aceste uniuni a comuniștilor din țările CSI. Iar și președinte a fost ales Ghenadi Zyuganov, s-a ales Consiliul, s-a ales executivul politic acestei organizații. Președintele Partidului Comuniștilor din Moldova a fost ales de nou membru acestui executiv. În componența Comitetului Central a acestei organizații au fost aleși 3 reprezentanți noștri, a partidului nostru, și unul a fost ales în componența Comisiei de Revizie. Am avut ocazia, în timp de 2 ore, să fac o excursie prin orașul Minsk. Sincer vă spun, eu în virtutea funcției de președinte am vizitat mai multe capitale, și europene, și aziatice, și în Statele Unite. Dar vreau să, sincer, vă confirm că m-a impresionat foarte puternic cum este construit, cum este amenajat, cum este îngrijit capitala Belarusiei. Congresul s-a petrecut în noul sediu, noua clădire a muzeului, care muzeul special numai victoriei narodului sovietic în Marele Război pentru apărare patriei, asupra cupolei acestei clădiri pentru muzeu este arborat drapelul Uniunii Sovietice, undeva la înălțime de 50 de metri, dar însuși clădirea muzeului este absolut nouă, undeva 2-3 luni de zile urmă când a fost dată în exploatare. Da, foarte expoziție, foarte interesante, extraordinar, și documente expuse. Am avut întrevederi bilaterale și cu Toașa Zyuganov, și cu Simonianco, și cu alți conducători a partidelor din Azerbaijan, din Georgia, din alte țări independente. A fost un lucru absolut necesar pentru noi această participare, ca să simțim că suntem toți împreună, uniți, pe dimensiunile cele mai importante și de dezvoltare țărilor noastre, și sunt de comunitatea noastră comunistă internațională, au fost reprezentați și din alte state, reprezentanți partidelor comuniste, inclusiv din Republica Populară Chineză, Partidul Comunist al Chinei.